De vorbă cu o persoană care i-a jurat legământul lui Satan acum câțiva ani și mi-a arătat scrisoarea cu rugăciunea scrisă lui Satan. Tot în săptămâna asta m-am rugat cu un interlop din Arad. Ieri eram în cabinetul unei doamne doctor care când m-a văzut a început să plângă și am zis: asistente, închide ușa, trebuie să ne rugăm. Ai vindecat pe atâția, cred că e momentul ca Iisus să atingă și de tine. Un judecător weekendul trecut plângea în hohote, 35 de ani ca magistrat în România. Plângea în hohote și ne rugam și ceram lui Dumnezeu iertare împreună. Vise care pentru noi cei care lucrăm în câmpul Evangheliei sunt binecuvântări, sunt satisfacții personale. E anul ăsta Dumnezeu mi-a făcut o surpriză de zile mari undeva în visele astea ale mele. Îmi ziceam: Doamne, așa mă bucur să pot să răscumpăr vieți, dar ce-ar fi ca într-o zi să pot răscumpăra sau să te văd că tu răscumperi în prezența mea și locuri oaze, instituții famate, oaze în care păcatul trăgea oamenii spre iad. Și anul trecut, exact acum o lună, în timp ce căutam o nouă locație pentru biserica noastră, Dumnezeu mi-a împlinit acest vis. Ne-a pus în brațe Viva, una dintre cele mai recunoscute discoteci din Arad. Cam așa arăta acum câțiva ani. Fost club de noapte, club de striptease, bar. Mai apoi, în ultima perioadă, loc pentru jocuri de noroc și bingo. Și am stat și m-am uitat la Dumnezeu și am zis: Doamne, Tu glumești? Să predic într-un club de striptease, club de noapte? Primul serviciu l-am avut cu tablele de bingo pe pereți, precum vedeți aici. N-a știut unde să punem pruncii, că avem și noi mulți. Și am pus lângă bar, lângă rulete și jocuri mecanice. Nu știu dacă vă puteți imagina cum e să fii într-o asemenea atmosferă. Dar n-a rămas așa. Am început să distrugem literalmente idolii de pe păreți. În locul DJ-ului am pus amvonul și am început să sfințim și să curățim locul acela numele lui Iisus. Și am răzuit fiecare piatră și am dedicat-o spre gloria lui Dumnezeu de acum înainte. Și din momentul intrării noastre acolo, că nu-i vorba de oameni, gloria lui Dumnezeu a început să coboare. Și în fiecare slujbă am văzut cum oameni se predau lui Dumnezeu. Acum avem 30 la catecheză, transformând această oază a păcatului într-un loc al binecuvântării. Numai Dumnezeu poate face lucrurile astea. Nici în cele mai ciudate vise de ale mele nu mi-aș fi putut închipui un vis devenit realitate. Te întreb în seara asta, care-s visele tale? Poate unii dintre voi visa să ajungeți în alte țări, ca mulți bistrițeni, care în Irlanda sunt mai mulți bistrițeni decât irlandezi. Poate vrei să, eu știu, să reușești să-ți faci bani, să ții un apartament, să ții o mașină. Țin minte pe vremea daciilor, nu a daciilor și romanilor, ci pe vremea daciilor. Țin minte cum maica mea, profesoară, săraca de ea, și-o strâns salar după salar să-și cumpere în final o Dacia 1300 L. Ăla conta foarte mult pentru ea. Când un vecin de-al meu a câștigat la loz în plic, nu una, ci două mașini, și era și baptist. Și m-am întrebat: Doamne, de ce el și eu nu? Eram țâng. M-a bătut gândul atunci: băi, ce fain ar fi să poți să câștigi cu 2 lei o mașină. Vise, gânduri, dorințe. Ce credeți voi că visează un rob? Un om născut în sclavie, crescut în robie, fără bani, fără drepturi, supraviețuind din mila, fără speranța zilei de mâine. Ce vise credeți voi că are un astfel de om? Visează oare la libertate?
Visează oare la bunăstare? Gândiți-vă, slujind în casa stăpânului în fiecare zi, nu s-o fi gândit și el că măcar o dată, dacă nu el, măcar pruncii, măcar nepoții, să aibă și ei căsuța lor? Când servea masa stăpânului, nu credeți că nu și-ar fi dorit măcar o bucată din desertul ăsta să fie pe masa pruncilor lui în seara aia când se întoarce acasă? Ce credeți voi că visează un rob? Imaginați-mă ce a însemnat pentru evrei, robi, sclavi, de peste 400 de ani în Egipt. Momentul când Moise vine și le spune că Dumnezeu l-a trimis să îi elibereze, ba mai mult, că îi va scoate din Egipt și îi va duce în țara unde curge lapte și miere, și că țara aia, laptele și mierea aia, le va da lor și copiilor copiilor lor. Ce-o fi fost în mintea acelor oameni? Îndoială? Necredință? Neîncredere? Se prea poate. Și totuși, când promisiunile lui Dumnezeu încep să ia viață și când evreii văd cum Dumnezeu rând pe rând face minuni, cum îi scoate din Egipt, cum îl distruge pe faraon, carele lui, cum ajunge în fața mării și Moise ridică toiagul și marea se desparte în două, cum ajunge în pustie și n-au ce bea, n-au ce mânca, dar stânca dă apă, cerul coboară prepelițe. Îți poți imagina cum ar fost să fi trăit în vremurile alea, în generația aia, în care să vezi visul tău împlinit cu ochii tăi? Să fii tu martorul acelei promisiuni, acelui vis pe care bunica ta, străbunicul tău, taică tu l-a avut și tu să spui, măi, oameni buni, se împlinește, sunt pe drum, Dumnezeu e viu. Te întreb, dacă ai avea ocazia, harul să-ți vezi împlinit visul, oare ce te-ar mai opri din loc? Dacă cineva ți-ar garanta uși deschise, semafoare verzi, harta Canaanului înaintea ta, ar mai fi ceva ce te-ar reține, ce te-ar determina să te oprești din împlinirea visului tău? Asta e întrebarea la care aș vrea cu toții să medităm în seara asta. De ce? Fiindcă asta e întrebarea la care evreii au fost puși să mediteze în generația din Exod. Vă aduc aminte. După o poveste de neimaginat, din capitolul 1 până în capitolul 31, Dumnezeu face minune după minune după minune. Și în capitolul 32, ceva se întâmplă. Poporul e izbăvit, e purtat de Dumnezeu pe aripi de vulturi. Dumnezeu îl cheamă pe Moise sus pe Sinai să le dea ceea ce niciun popor n-a avut vreodată, legi, să le dea un loc, să le spună faceți un cort fiindcă vreau eu, Dumnezeu, să locuiesc între voi. Și în timp ce Moise e sus vorbind cu Dumnezeu exact despre intențiile lui Dumnezeu de a coborî între ei în vale, evreii își bar joc de Domnul și îl scuipă în față. Fac un idol, un vițel de aur, se închină înaintea lui, orgii sexuale, sărbătoresc nebunia, blasfemia în public, în alte cuvinte, păcătuiesc grav. Și Domnul îi vede. Și evident că e rănit, evident că e jignit la culme, după ce le face atâtea, în câteva zile să-și întoarcă fața de la el, să-l pună deoparte și vrea să-i mistuiască, vrea să-i radă de pe suprafața pământului și din istoria lumii și avea toate drepturile să o facă. Dar Moise intervine. Și în capitolul 32 cu 32 face ceea ce doar Hristos a făcut în istoria omenirii. Să aruncă în bătaia glonțului și le spune, iartă-le, Doamne, păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă pe mine din cartea pe care ai scris-o. E vorba de cartea vieții.
unde numele tuturor celor mântuiți sunt scrise. Când cineva e șters din cartea vieții, destinul acelui om, soarta acelui om e pierdută pe veci. Moise se aruncă și spune: dacă vrei să tragi, tragi în mine, lasă-i pe ei să trăiască. Și Dumnezeu s-a lăsat, spune textul, de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Și aici ajungem în Exod 33. Și dacă aveți scripturile, deschideți la versetul 1. Moise se pogoară după munte. Vede idolatria, vede batjocora, sfarmă tablele legii, condamnă, pedepsește, 3000 dintre ei mor. Nu mai știe la ce să spere. Dacă Domnul își va ține cuvântul sau îi va nimici. Și deși e greu de crezut după toate cât i-au făcut poporul în acele zile, Dumnezeu se ține de cuvânt și în capitolul 33, versetul 1, citim: Domnul a zis lui Moise: du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat-o cu voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând: seminției tale voi da. Observați cum Domnul se ține de cuvânt. Și față de Moise, fiindcă nu-i nimicește, și față de Avram, Isaac și Iacov, cărora le-a promis că le va duce pruncii și nepoții în Canaan, chiar dacă e rănit și jignit. Versetul 2: voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, pe amoriți, hetiți, fereziți, heviți, iebusiți. De ce? Fiindcă ăștia erau popoare războinice care trăiau în Canaan. Era clar că ei nu puteau răzbi. Evreii au fost robi. Orice om întreg la minte nu-și învață robul să poarte o armă. Ăștia erau muncitori, ăștia erau constructori, ăștia erau meșteșugari, ăștia erau agricultori. Ca să ajungi în țara aia aveai nevoie de o armată. Și Dumnezeu spune: voi trimit un înger să izgonească pe fiecare în parte. Pornește spre țara visurilor tale. Acolo, acolo îți vei crește prunci în libertate. Acolo vei avea hambarele proprii. Acolo nu vei duce lipsă de nimic. Visul tău ți se va împlini. Ce șansă le dă Dumnezeu. Și ar fi fost extraordinar dacă versetul s-ar fi oprit aici. Dar el continuă. Și continuă cu o conjuncție. O conjuncție care fie, uneori când o citim în Scripturi, ne ridică în sus de bucurie, fie dă cu noi de pământ. De data asta e un dar al durerii. Dar, spune textul, eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc că și ești un popor încăpățânat. În alte cuvinte, poți să mergi, te-am iertat, te-am binecuvântat, îți asigur protecția, călăuzirea, izbăvirea, în alte cuvinte, voi face tot ce trebuie făcut ca să-ți vezi garantat împlinirea visului tău. Dar eu nu voi veni. Vei avea tot ce ți-ai dori, dar fără mine. Și aici e problema. Aici Moise îi pus într-o dilemă extraordinar de mare. Pe de o parte, bucuros că Dumnezeu nu-și nimicește poporul, ba mai mult că renunță la planul inițial și vrea să le împlinească visul, pe de altă parte însă lovit din greu de hotărârea lui Dumnezeu. Voi suiți-vă, eu nu mă sui. Voi mergeți, eu nu merg. Și șocat, e pus într-o situație extrem de dificilă, situația de a alege. Exact cum eu și cu tine, cel puțin odată în viață, a trebuit să alegem între a merge înainte, a ne împlini visul, dar fără Dumnezeu, sau a renunța la împlinirea visului nostru, a ne opri din drum de dragul lui Dumnezeu. Și că am trecut pe aici. Te întreb, se prea poate să-ți împlinești visul și fără Dumnezeu? Desigur că da. Sunt destui care aleg să-l împlinească. Câți bărbați astăzi nu cunoști, care ca să ajungă sus renunță la Dumnezeu și principiile lui și ajung sus.
N-am cum să-mi dezvolt planul de afaceri dacă nu dau mită, dacă nu pun deoparte principiile lui Dumnezeu. Cum vrei să câștigi licitațiile într-o țară cu jocuri politice și învârteli de bani? Și unii pentru o perioadă îl pun pe Dumnezeu deoparte și merg și își împlinesc visul. Câte femei nu vin și îți spun, sau cel puțin își spun, n-am cum să mă realizez, n-am cum să prind funcția aia, n-am cum să mă distrez, n-am cum să-mi termin facultatea, n-am cum să-mi țin slujba aia, fiindcă am aflat că sunt însărcinată. Ce mare lucru, fac și un avort! Nu-i scump, toată lumea îl face, îl pun deoparte pe Dumnezeu pentru un timp, până ce mă așez și eu în viață, că doar are milă și har. Câți tineri, nu-l zic, vreau și eu să primesc admirația celor din jur. Și undeva acolo, între 12, 13, până în 20, 25 de ani, încep să vorbească cum vorbește ceilalți, să se îmbrace cum se îmbracă ceilalți, să facă ce fac ceilalți. Și câți tineri n-aleg viciul și sexul și style-ul ca să ajungă, zic ei, cool, lăsându-l pe Dumnezeu în deșert și plecând singur spre Canaanul promis. Și-au de unde învăța, fiindcă exemplele abundă. Probabil că cele mai cunoscute alegeri de acest gen ne provin din rândul unor vedete de azi, care, deși crescuți în biserici, cu credință și dedicare pentru Dumnezeu, din momentul în care au ajuns să fie promovați în media seculară, din momentul în care au început să vadă că atrag oameni, că banii curg, că visul se împlinește, popularitatea crește, vânzările cresc, încep să se lepede de Dumnezeu, să-l pună deoparte ca un rucsac prea greu care nu-i poate duce spre culmea succesului. Și unii ajung sus, ajung în Canaanul visat, dar fără Dumnezeu. Vă dau câteva exemple. Probabil că tinerii o să-i cunoașteți. Ia uitați-vă pe ecran. Jessica Simpson, Alice Cooper, Jennifer Knapp, Katy Perry. Toți, atenție, crescuți în case de pastori și preoți. Toți cântând când erau de vârsta voastră în corul bisericilor, în orchestra bisericilor. Toți însă oameni de succes, staruri ale lumii, toți au mers mână în mână cu Dumnezeu, dar când au ajuns la punctul de a le exploda cariera, au trebuit să aleagă să-și împlinească visul fără Dumnezeu și să meargă înainte, sau să riște, să-și piardă visul, dar să rămână cu Dumnezeu. Și au ales visul, dar fără Dumnezeu. Una dintre ele, Katy Perry, probabil unii ați văzut Grammy Awards anul ăsta, cântec dedicat lui Satan. Slavă Domnului că Alice Cooper, am înțeles, chiar la vârsta lui înaintată, începe să se reapropie de Dumnezeu. Dar s-a ales visul fără Dumnezeu. Poți avea succes și fără Dumnezeu? Poți. Poți să-ți împlinești visul și fără El? Poți. Poți să ajungi în locul unde curge lapte și miere, unde ai ce vrei, cât vrei, când vrei, fără ca Dumnezeu să fie prezent, desigur. Și atunci îți pui întrebarea: bă, dar de ce mai am nevoie de Dumnezeu, dacă oricum pot și singur să îmi împlinesc planurile mele? Fiindcă cunosc atâția oameni corupți, să zic sau să nu zic, o zic, și pocăiți, și nepocăiți, care reușești ce vor în viață și clar că Domnul nu-i cu ei. Ascultă-mă cu atenție. Oamenii își pot împlini planurile lor. Tu poți împlini planurile și vieți și visurile tale și fără Dumnezeu. Dar, și am și eu un dar în mesajul ăsta, tu poți împlini visul, dar niciodată nu-ți vei putea împlini sufletul fără Dumnezeu. O să-ți umpli buzunarele, dar îți vei goli inima. Vei ajunge star pe scena lumii, dar cerșetor în interiorul ființei tale.
Vei absorbi tot ceea ce lumea asta ți oferă, dar vei constata că vei rămâne mai însetat, mai flămând, mai gol, mai chinuit, fiindcă împlinirea, atenție, împlinirea inimii nu aduce Canaanul, nu laptele și mierea, nici succesul, nici libertatea. Împlinirea inimii o aduce Dumnezeu, punct și de la capăt. Singurul care poate să-ți umple golul, să-ți liniștească conștiința, să aducă pace. Nu mă crezi? Uită-te la cei mai bogați oameni ai lumii și privește-le sfârșitul. Mulți au pierit în spitale de psihiatrie, unii în supradozaj, luându-și singur viață. De ce? Fiindcă exact visul lor i-a omorât, banii și succesul fără Dumnezeu. Regele rock'n'roll-ului, pentecostal, Elvis Presley. Nu pot spune că n-a avut cunoștință de Dumnezeu. 42 de ani decedat din cauza drogurilor. Michael Jackson, regele muzicii pop, 50 de ani, droguri. Whitney Houston, intrat în cartea recordurilor ca fiind cea mai premiată artistă feminină din toate timpurile. În alte cuvinte, tot ce a fost de câștigat, o câștigat. Acum 2 ani găsită moartă în cadă din cauza drogurilor. Ca Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, ultimii la 27 de ani decedați în urma excesului de droguri. Și vă întrebați, dar de ce droguri? Și-au plănuit oamenii ăștia să moară de tineri? Nu le-a plăcut viața? N-au avut succes? N-au avut bani? N-au avut fan? N-au avut plăceri? Ba da, au avut. Au ajuns unde curge laptele și mierea, unde pruncii noștri au postere cu ei, au tricouri cu ei, visează să fie ca ei. Au avut tot ce au vrut, când au vrut, cât au vrut, cum au vrut. Dar au avut o problemă. De ce au apelat la droguri? Fiindcă deși au ajuns în Canaan, ceva le-a lipsit. Și drogurile îți iau mințile și te duc în lumi imaginabile. Îți oferă senzații de moment. Te duc în deziluzii, în desnădejde. Nimic, dragul meu, nu te împlinește, nici măcar Canaanul, dacă Dumnezeu nu e în el. Și asta au simțit fiecare. Că da, poți să-ți împlinești visul, poți să ajungi în țara unde curge lapte și miere și tot gol să rămâi, tot searbăd, tot neîmplinit și neliniștit. Și mâine la evanghelizarea tinerilor am mărturia unui fiu de pastor român care timp de 10 ani, 59 de zile a fost curat de droguri. 59 de zile în 10 ani, crescut în biserică. Își trăgea pe nas în WC-ul bisericii drogurile. Să nu credeți că vorbesc doar de cei de afară. Să nu aveți impresia asta. Dracul e drac și atrage. Pe Iuda l-a luat din brațul lui Iisus. Te întreb, e Dumnezeu parte din visul tău? Când te gândești, când plănuiești, când muncești să-ți realizezi visul, e Dumnezeu parte din planul, gândul, munca ta? Este El o prioritate a vieții tale? Spun asta fiindcă, cel puțin în zona noastră, avem tentația asta vestului. Am crezut că numai cowboy-ul cuceri vestul și românii-ul cuceri vestul. 1 milion în Italia. N-am treabă și am nevastă franțuzoaică, deci nu vreau să-i condamn. Dar una e când mergi după bani și bani e zgoana vieții tale. Și alta e când mergi să-ți asiguri un trai, dar prioritățile tale sunt clare. Când mergi acolo, scauți biserică. Dacă nu-i biserică, mă întorc în țară mai degrabă decât să rămân între păgâni și să lucrez pentru ei. O, duminica, mă plătesc dublu austriecii. Normal că o să lucru și duminica. Și banii o să te îngroape de viu. Și am văzut cum și-au clădit clase și și-au pierdut cămine. N-au avut de unde? Au avut. Dar fără Dumnezeu, ascultă-mă cu atenție. Tu bagi într-un sac fără fund. Bei și tot sete ție. Mănânci și tot flămând rămâi. De aceea te întreb din nou, ai vise, ok? Dar e Dumnezeu parte din visul tău? E sigur că visul tău face parte din visul lui? Visul lui în dreptul vieții? Ai mare grijă. S-ar putea ca El să-ți îngăduie să-ți vezi visul împlinit.
să ajungi acolo în Canaanul tău, dar să te trezești că ești mai rău ca înainte. Că deși ai câștigat totul, nu simți nimic. Că deși ești plin, bogat, tu ești gol și sărac și vai și amar de tine. De aceea, resetează-ți gândirea. Gândește altfel. Și cum? Am voie să spun câteva lecții pe care cred eu că putem să le învățăm de la Moise, de la israeliți, din textul pe care îl avem. Trei lucruri pe care să le eviți în viață, chiar dacă lumea și ofertele ei par irezistibile. Când lumea te cheamă să revindici Canaanul, să spune-i dreptul tău, o meriți, ai și tu, fii și tu. Trei lucruri, adu-ți aminte de ele. Unul la mine, nu te încrede în tine. Nu te încrede în tine. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Uită-te la textul nostru în Exod 33. Nici măcar Moise nu s-a încrezut în el însuși. Avea Moise motive să se încreadă în el? Dar cine a avut curajul, puterea să stea în fața lui Faraon și să trăiască? Și nu odată, a doua, a treia, a patra, a cincea, a zecea oară, Moise nu s-a încrezut în el și a spus: Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Fiindcă oricât de pregătit, instruit, experimentat a fost el, cu toate meritele și medaliile lui Moise, a știut că singur nu poate merge înainte și nici tu nu poți. Oricât de superdotat, ultracotat, extra conectat te crezi, ești doar un om și un simplu om are nevoie de Dumnezeu. Uitați-vă pe ecran. Flavius. Unul dintre cei care era destul de isteț să te poată înșela, destul de puternic să te poată intimida, destul de bogat să te poată cumpăra. Ani de zile și-a făcut legea cu pumnul. Și-au zidit case, piscină, mașini de lupt, reputație extraordinară în lumea famată a Aradului. Până într-o zi când a pierdut totul și când spun totul, i-a tras o țapă de 500.000 de euro pe care și putea recupera în câteva zile sau săptămâni. Dar ceva s-a întâmplat, a pierdut totul în așa fel încât eu cu nevastă mea acum câțiva ani de Crăciun i-am văzut într-o stare atât de jalnică. Ne-am dus și le-am cumpărat un pom de Crăciun, că n-avea nici bani să-și cumpere pâine pe masă pruncilor lui. N-ar fi putut să facă bani liniștit. Din contră, nevastă s-a urla la noi, țipa la noi, ne făcea în toate felurile. De ce? Fiindcă Flavius putea cu pumnul lui să meargă, să-și ceară banii înapoi, să-i facă pe ea una cu pământul și să ia mai mult de la ei decât a pierdut. Dar n-a făcut. De ce? Fiindcă în căderea lui a realizat că are nevoie de Dumnezeu. Și acolo când a fost strântit de pământ, nu de țeapa aia, de Dumnezeu care a pus țepușul ăla în trupul lui, Flavius și-a deschis ochii. Și într-o zi de ianuarie, acum câțiva ani, mi-a zis: Cristi, roagă-te pentru mine. Vreau să pun pâine pe masă pruncilor mei, dar roagă-te, fii atent, ca Domnul să nu-mi dea bani dacă știe că am să-i folosesc așa cum i-am folosit înainte de a mă pocăi. Câți pocăiți spun rugăciunea asta? Fiți cinstiți. În ziua aia, versetul ăsta mi-a venit în minte și l-am citat lui Falves. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bezui pe înțelepciunea, mai ales pe puterea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și a netezit cărările. Deși putea, pe căile lui a ales căile Domnului. O a plătit un preț, a plătit, dar azi stă într-un apartament decent. Își are copii în școală. Nevastă sa care era să se ia de cap cu noi. Cum i-am spălat noi creierul, cum am putut să-l prostim, nu se poate așa ceva după ani de zile, în toamna asta și ea s-a întors la Domnul și s-a botezat. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și o astfel de abatere, următorul sfat 2, nu căuta alternative în afara voii lui Dumnezeu.
Tu știi că asta e calea încotro te îndeamnă Dumnezeu? Tu vrei să ai pe alte căi? Să ajungi tot acolo, dar nu pe calea lui, ci pe căile tale? Asta înseamnă ispita. Nu înghiți ispita. Ispita e întotdeauna alternativă. Te duce exact la aceeași destinație, îți promite aceleași lucruri, dar pe o altă cale, mai ieftină, mai ușoară, mai întoarsă, departe de poruncile lui Dumnezeu. Uitați-vă la evrei, erau în pustie. Cu un capitol în urmă, în Exod 32, când Moise urcă pe Sinai și nu mai vine, neștiind ce se întâmplă, intră în panică. Hei, Moise nu-i mai! Unde-i Moise? Ce ne facem fără Moise? El-i soluție, el-i singurul care ne poate duce. Dacă Moise nu mai e, trebuie să găsim alternative. Și ce fac? Strigă către Dumnezeu? Caută voia lui Dumnezeu? Roagă cumva pe Aron, fratele lui Moise, care era și preotul lor, să mijlocească, să caute răspunsul Domnului? Îl caută! Dar pentru ce îl caută? Să le facă ce? Un vițel de aur. O altă alternativă. Oh, o pica planul A, avem planul B. E clar că prin deșert n-avem cum fără un Dumnezeu. Am trăit, am văzut, nicio problemă. Dumnezeul A o picat, avem Dumnezeul B. Și în disperarea lor plătesc bani grei și iau bijuteriile, aurul, banii care aveau și topesc și fac un vițel de aur. De ce? Fiindcă nu vor să piardă Canaanul cu niciun preț. O, ăsta-i visul meu, ăsta-i împlinirea părinților mei, nimeni nu mă poate opri. Ai grijă ce căi alegi când e vorba să-ți împlinești visele tale. Mai ales când știi că trebuie să-L pui pe Dumnezeu deoparte. Și sunt oameni care apelează la diferite căi. Unii aleg calea sfinților și cu respect față de celelalte religii. Dar, dragii mei, nu există verset în Scriptură care să vorbească de închinarea, rugăciunea, milostivirea la sfinți. Din contră, în Scriptură, când oamenii vor să se închină lui Petru sau lui Pavel, ăștia își rup hainele după ei. Numai lui Dumnezeu să vă închinați. Nu, nu, suntem doar oameni. Câți nu merg și nu mijlocesc la fecioare, la sfinți, dau bani la preot și la mine, vine ca la Gabi. Mi-au dat bani să-i blastă în vecinul, că era moștenirea. Era să-mi fac eu cruci când am auzit. Mijloace. Alte mijloace. Hai că asta este mai familiar. Văd mulți tineri aici. Hei, vintezele. Au, fițui, că mere bine. Copiază-o leacă mai ușor. Ai un referat de făcut. Wow, în Beclean există Wi-Fi. Internetul e ieftin. Dă-i un copy-paste și ia de aici. Ce-o făcut ăla pentru 3 luni de zile și pune-ți-l ție în 3 minute și zici că e al tău. Și cum nu? Dacă de la primul ministru se copiază în țara asta, ce mai vrei? De la pruncii nu o să mai aștepți. Salariu mai mare. A venit un om de afaceri la mine și a zis: hai mă frate Cris, nu mai mai luat acasă. L-am întrebat să mă arate și el niște lucruri, niște dovezi pentru niște lucruri care le avea, fiindcă au ajuns și la ochii mei că vorba aia, nu prea face lucrurile cu întrebă și dacă e în turma mea, trebuie să am grijă de oamenii ăștia și de berbece din turma mea. Și a zis: frate, ascultă, noi toți câștigăm și Domnul câștigă. Că dacă eu fac bani mai mulți, 10 ăla e mai mare. Dar nu mă întreba cum îi fac. Și uite așa, unii apelează la alte mijloace pentru să atingă un scop. Sau la alți mijlocitori. Nu numai sfinți. Să vă zic ceva? Vă zic. Mă iartă fratele Cornel și fratele Gabi. Aveți grijă cu prorocii. Sunt un om care cred că Dumnezeu vorbește și azi. Sunt un om căruia Dumnezeu a vorbit prin oameni. Nu neg. Dar ca în Biblie și în Vechiul Testament și Noul Testament, majoritatea în Scripturi erau falși și oamenii credeau de buni. Personal am întâlnit zeci de cazuri de familii și oameni distruși că s-au dus la proroci ambulanți, față de care nici măcar bisericile n-au avut curajul să le spună în față că nu sunt ai Domnului. Închei subiectul, nu vreau să intru. Dar aveți mare grijă. Nu căutați, căutați-L pe Dumnezeu.
Căutați păstorii, vorbiți cu ei. A, aveți oameni care le vorbește Domnul, întrebați-i pe păstor, pe prezbiter, dacă oamenii sunt maturi în Hristos și într-adevăr Dumnezeu le vorbește, că și dracu are vedeniile lui, scuzați-mi expresia. Am stat de vorbă cu o femeie distrusă după ce a început să citească acatiste, a început să închine la sfinți. După aia a zis că bun, mă duc la pocăiți, că știau proroci, au apelat la vreo 3-4 dintre ei. De acolo a trecut la vrăjitorii să le caute, să o scoate. De ce? Fiindcă avea un vis și îl vroia cu tot din adinsul să și-l împlinească. La fel ca evreii ăștia și-au ajuns mai rău. După episodul cu vițelul de aur, când ei și-au ales calea și mijlocitorul, numai fiindcă vreau visul împlinit, 3000 au murit distruși în pustie. Și Moise știa lucrul ăsta. Că și dacă Dumnezeu, ascultați-mă cu atenție, le dă un înger, Dumnezeu le-a promis, Moise refuză să facă un pas, fiindcă Moise nu vrea să depindă nici măcar de un înger dacă Dumnezeu nu-i cu el. Decât să ajung în Canaan pe alte căi, dar fără Dumnezeu mai bine nu. Și stă pe loc. Te întreabă, tu stai sau ei? Că dacă ai Duhul Sfânt, ăsta cu siguranță că îți vorbește și îți spune dacă ești sau nu corect. Nu căuta alternative care n-au de face cu Dumnezeu. 3. Nu te încăpățâna în planurile tale. Gândiți-vă că de 400 de ani oamenii ăștia erau în robie. Comunismul nostru a fost chilipir față de robia lor. Dorința lor, văzându-se în afara Egiptului, cu Canaanul în față, evident că era să-și împlinească visul. Și Moise știa lucrul ăsta. Și Moise se uita la popor, se uita la Canaan și se uita la Dumnezeu și se uita la el. Și preferă să refuze, să piardă totul, să nu meargă mai departe dacă Dumnezeu nu merge cu el. În alte cuvinte, gata să renunțe la visul lui. Ești gata să renunți la planurile tale dacă știi că Dumnezeu nu-i de partea ta? Știți că sunt oameni care știu că Domnul n-are nimic de-a face cu afacerile și planurile lor și nu renunță, ci merg mai departe. Știți de ce? Fiindcă se încăpățânează. Și evreii aveau o expresie care exact în textul ăsta. Își înțepenesc gâtul. Ia uitați-vă aici. Eu nu mă voi sui în mijlocul tău să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Ți-ai înțepenit gâtul. Dumnezeu îți spune, mă, nu-i bine ce faci, lasă-mă în pace. Vine păstorul și spune, mă, tinere, mă, frate, nu-i bine, lasă-mă în pace. Vine nevasta și spune, lasă-mă în pace, nu mă uit în stânga, nu mă uit în dreapta, eu am gâtul înțepenit, sunt încăpățânat, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Ceea ce nu realizăm e riscul pe care ni-l asumăm. Nu te lupta cu Dumnezeu când știi că voia lui nu e în acord cu voia ta. Nu te căpățâna să ajungi în Canaanul visat de tine dacă știi că Dumnezeu nu va merge cu tine, fiindcă dacă te încăpățânezi, poți să ajungi în două ipostaze, unul la mână, să te lase Dumnezeu în voia minții tale. Romani capitolul 1. Asta se întâmplă cu oameni care, spune textul, au cunoscut adevărul, dar l-au înăbușit. De ce? Fiindcă erau încăpățânați. Știa că Dumnezeu nu-i de acord cu ei, dar nu mă interesează, eu mă duc înainte. Și când ajungi să mergi înainte în încăpățânarea ta, Dumnezeu spune, hop, 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 stai, un pic. Eu nu te forțesc cu nimic. Ai libertate. Tu nu ești maimuță, nu ești animal. Tu ești un om pe care l-am creat cu rațiune. Tu ai dreptul să alegi. Nu mă vrei? Nicio problemă. Dumnezeu, un Dumnezeu cu bun simț, e un gentleman, dragii mei. Și dacă noi nu-L vrem, Dumnezeu se trage și spune, du-te singur. Și mergi singur, singur, spre pieire. Când Dumnezeu te lasă în voia minții tale, tu ți-ai pecetuit soarta.
anul trecut când zugrăveam clubul ăsta de noapte, a venit la mine un bărbat mai tânăr și m-am uitat așa la el, zic, mă-l cunosc de undeva. Era crând. Și după ce începe să vorbească, după două cuvinte, zic, nu te cheamă cumva Darius? Ba mă, Cristi, tu nu mai știi, eu am fost în grupul tău de tineri acum vreo 15-20 de ani. Zic, mă, Darius, nu te-am mai văzut, ce-i cu tine? Cum ești? Tânărul ăsta era un tânăr plin de viață. Era unul dintre cei mai activi tineri pe care aveam atunci în grupul de tineri. Păstă tot se implica, sluja, era plin de râvnă. Până când într-o zi mă întâlnesc cu el, țin și acum aminte. Îl văd îmbrăcat în tricou, tot transpirat. De unde vii, Darius? De la sală. Dar ce faci tu la sală? Bag la fiare. După aia îl văd că se plimbă cu niște pițiponce pe stradă. Hei, trezește-te! Nu, las, că știu eu cât e limita, la. Și mă trezesc că faci un prunc. Mă trezesc că nu mai vine la biserică. Mă trezesc că are chef să fie prin cluburi și în alte părți. Și acum când stau de vorbă cu el, îmi spune, Cristi, nevastă mea m-a lăsat, casa m-am pierdut-o, nu mai am loc de muncă, sănătatea mi-e praf, dar ascultă-mă, n-ai ceva de săpat în grădină? Orice fac, numai să iau niște bani. Și m-am uitat la Darius. Mi-a fost milă de el. Mai poate întoarce timpul înapoi? Nu. Se mai poate întoarce la Dumnezeu? Da! Ai grijă dacă cumva ești pe aici. Nu te căpățâna când știi că nu ești în voia lui Dumnezeu, fiindcă s-ar putea să te lase în voia minții tale, dar doi, mai rău, să-și întoarcă fața de la tine. Și sunt cazuri în Scripturi, în dreptul cărora ni se spune că Dumnezeu și-a întors fața de la ei și-a luat mâna de pe ei, i-a lepădat. Din ce cauză? Din cauza că au insistat să rămână departe de Dumnezeu în păcat. Dragul meu, poți să fii în Canaan, poți să stai în cort cu Moise, când Dumnezeu își întoarce fața de la tine. Nici Moise, nici Canaanul nu te mai poți scăpa. Tu vei fi pierdut în mijlocul bogățiilor tale. Și am trecut printr-un caz, e părerea mea personală, unde probabil asta s-a întâmplat acestui om. Primesc un telefon într-o dupămasă. O voce disperată îmi spune, vino, te rog, la spital. Nu mă întreba, vino în salonul respectiv. Hai, acum, lasă tot și vino. Vin, mă duc la spital, caut salonul respectiv, intru acolo, vreo 6-8 bodyguards în jurul unui pat, unde muribundul de pe el era unul dintre cei mai recunoscuți interlop din Arad. Un om cu proprietăți, cluburi de striptease, tot ce vrei. Când mă vede, plânge, mă apropii de ăștia, îmi fac semn să mă apropii de el, mă apropii de el, îmi ia mâna și în timp ce plângea, tremurând, îmi spunea, Cristi, vreau să mă pocăiesc, scapă-mă de la moarte, scapă-mă, Cristi. Nici măcar n-ajung să scot un cuvânt din gură. Măcar o rugăciune să fi făcut cu el, măcar să-i fi spus ceva. Că în momentul ăla intră o echipă de doctori și asistente, mă trag deoparte, ne roagă să părăsim salonul, îl iau și cu patul îl duc în sala de operație și viu n-am mai ieșit de acolo. Nu trebuie să fii interlop. Să ajungi lepădat de Dumnezeu. Dumnezeu nici măcar să-ți mai dea șansa să te poți pocăi. Poți să fii un domn onorabil în biroul tău, poți să fie o tânără cu aspirații care urcă pe scara succesului și se trezește că nu mai are trepte la scară, cade în gol. Poți să fii între cei aleși din biserică, cum au fost evreii lui Moise, în pericol să-l piardă pe Dumnezeu. Din cauza cui? Din cauza lui, nici vorbă, din cauza încăpățânării lor. De aceea, dragul meu, dacă știi că drumul pe care mergi nu e drumul lui Dumnezeu, că visul pe care l-ai n-are de-a face cu el, nu te încăpățâna să ajungi în Canaanul tău fără Dumnezeu. Și Moise știe asta.
Poporul își dă seama de asta și fac ceva. Ce fac? Uitați-vă în text, se pocăiesc. De la versetul 4 până la versetul 10, să leapăde de tot ce au, inclusiv de idolii mai mici care aveau în vremea aia sub formă de cercei și podoabe. De ce? Fiindcă atunci când vin fața lui Dumnezeu, nu te poți ascunde cu nimic. Trebuie să fii sincer, curat, deschis. În versetul 10, când Moise intră în cort să se roage lui Dumnezeu, toți s-aruncau cu fața la pământ. Când știi că un om s-aruncă cu fața la pământ, asta înseamnă respect profund, smerenie. De ce? Fiindcă știau că Moise nu e acolo să mijlocească pentru el, ci din cauza lor. Tot ce se întâmplă e din cauza lor și destinul lor depinde de mijlocirea lui Moise. De aceea sunt super precauți în ceea ce fac. Și așa ar trebui să fii și tu, dacă ai luat-o pe alte căi. Fă și tu ceva. Sunt sigur că Duhul Sfânt îți spune ce trebuie să faci. Și ascultă-mă cu atenție, când tu faci, și Dumnezeu face. Și asta o vedem în versetul 14. Domnul a răspuns. După ce Moise se mijlocește, după ce poporul se proșterne, după ce își redeschid inima, după ce se pocăiesc, după ce se predau înaintea lui Dumnezeu, Domnul a răspuns. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Poți să-ți imaginezi ce o simți Moise când a auzit acest cuvânt? După ce Dumnezeu îi spune clar, concret, tu te duci, eu rămân aici. Poți să-ți imaginezi? Sunt aceleași cuvinte pe care și tu le poți auzi în seara asta. Când dincolo de planurile tale, tu alegi planurile lui. Când dincolo de visele Canaanului tău, tu alegi pe Dumnezeu. Când îți încredințezi, te pocăiești sincer înaintea lui. Dincolo de religia ta, dincolo de formalitatea ta, dincolo de păcatul tău, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și versetul 15, Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă e un verset pe care vreau să-l memorez în seara asta, ăsta e versetul. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu mă lăsa să plec de aici. Te întreb, ce te oprește să pleci în această zi de aici cu Dumnezeu? Sau mai bine zis, să pleci El cu tine. Nu pentru o zi, ci pentru o veșnicie. Ce te oprește? Ce îl oprește să intre în viața ta? Acum câteva luni am trăit o experiență neobișnuită. La insistențele unui soț m-am dus să stau de vorbă cu nevastă sa. Nu într-o casă, nu într-o biserică, ci în fața unui geam cu un telefon în mână. La pușcăria de maximă siguranță din Arad. Persoana care s-a așezat în fața mea era o tânără de 23 de ani. Condamnată la 20 de ani de pușcărie. Fiindcă atunci când era studentă la medicină în Timișoara, a omorât un om, l-a tăiat în bucăți și fără mustrare de conștiință l-a împachetat. Soțul ei, după 10 ani de pușcărie, tocmai s-a eliberat. S-a căsătorit acolo și a insistat să vorbească cu mine. De ce? Fiindcă nu mai vroiau să meargă cum a mers până acum în viață. Vreau să meargă înainte cu Dumnezeu, indiferent că-s liber sau nu. În conștiința, în inima, în sufletul lor, vroiau să fie eliberați. Și în acele 2 ore cât am stat cu femeia asta, printre lacrimi, cuvinte, Dumnezeu s-a coborât și a atins inima acestei fete. O criminală? Fără îndoială. O persoană care își merită pedeapsa? Desigur. Dar o ființă care în cea mai groasnică perioadă a vieții ei recunoaște că numai Dumnezeu o mai poate scoate din Egipt, din pustia amintirilor, din pușcăria păcatelor, din conștiința legată, încărcată, încătușată la numai 23 de ani. De aceea te întreb, ce te mai ține pe tine, care ești liber și sănătos, să-ți deschizi inima și să-i spui, Doamne, dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu mă lăsa să plec de aici. De ce oare
Doar când trecem prin încercări, ajungem să ne deschidem urechea către Domnul. Am terminat o predică într-o zi. M-am dus pe culoarul din mijloc să dau mâna cu frații la ușă. Cineva m-a tras de haină și nu m-a lăsat. Și am întors și a fost un bărbat, nu-l știam. Frate Cristi, îți pun o întrebare. Care e cel mai mare evanghelist din lume? Și am stat și m-am gândit, mă omule, chiar acum am pus o întrebări din asta. Tu habar n-ai cum e un pastor când își termină predica. Mă zic, bă, ce să-i zic, Billy Graham, ce să-i zic? Și în fracțiunea de secundă, omul zice, hei, îți spun eu cine e, cel mai mare evanghelist din lume e boala. Că dacă Dumnezeu nu mă trântea pe pat de spital să rămân fără niciun ajutor, banii nu m-au ajutat, relațiile nu m-au ajutat, reputația nu m-a ajutat, dacă Dumnezeu nu mă trântea pe un pat de spital în orgoliu și mândria mea, în veci eu nu mă pocăiam. Dragii mei, ori trebuie să așteptăm până ce ajungem în colțurile vieții ca să auzim că Dumnezeu ne iubește, că ne cheamă, că vrea să ne mântuiască. Oare ce ne mai ține pe noi să ne deschide inima și să putem spune, Doamne, dacă nu mergi Tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Urmă, ultimul verset, Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Domnul să ne ajute să căpătăm trecere înaintea Lui. Domnul să ne ajute să ne cunoască pe nume. Cum ne cunoaște Dumnezeu pe nume? Atunci când primim acel nume nou, atunci când intrăm în familia Lui, atunci când prin credință și pocăință îi spunem, Doamne, L-ai trimis pe Fiul Tău care a murit pentru păcatele mele, îl primesc în viața mea și citesc versetul din Ioan 1, da? Căci tuturor celor ce le-au primit și au crezut în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească ce? Copii lui Dumnezeu. Ne-am rugat Tatăl nostru. Nu toți pot să se roage Tatăl nostru, ci doar cei care în realitate L-au pe Dumnezeu ca Tată. Tu ai avut vreun moment în viață când să-ți fi predat viața în mâna Lui, să fi spus, Doamne, de azi înainte vreau să trăiesc împreună cu Tine. De azi înainte, Hristos e Mântuitorul meu. De azi înainte, nu planurile mele, ci planurile Tale. Ce-ar fi ca dincolo de planurile și aspirațiile Tale să te gândești și la relația Ta cu Dumnezeu? Ce-ar fi ca dincolo de succes, de bunăstare, de ceea ce îți aduce ziua de mâine, să te gândești cum să te apropii mai mult de Dumnezeu, cum să-L cunoști mai mult? Fiindcă fără El, ascultă-mă cu atenție, poți să ajungi în Canaan, dar tot ca în Egipt te vei simți. O mai repet o dată. Poți să ajungi în Canaan, dar tot ca în Egipt, ca în robie, te vei simți. Fiindcă nu Canaanul, nici laptele, nici mierea n-o să te împlinească decât Dumnezeu când îți va mântui sufletul. De aceea spune Iisus în Matei 6:33, căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea Lui și lapte, miere, brânză, ce vrei tu, adaugă acolo, toate ți se vor da pe deasupra, dar caută-L pe Dumnezeu și când îl vei găsi, vei găsi totul și nu vei regreta nimic. Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, recunoaștem în seara asta că fără Tine nu putem face nimic. De aceea, Doamne, vin înaintea Ta și vreau să-Ți mulțumesc că încă ai răbdare, că încă ai har, că încă, Doamne, Te uiți înspre noi cu bunătate și Te uiți spre viței noștri de aur, Te uiți spre planurile noastre, Te uiți spre ipocrizia unora dintre noi, Te uiți spre păcatele noastre și Te uiți dincolo de toate la inima noastră. Și încă vrei să mântuiești, și încă vrei să pocăiești, și încă vrei să întorci, și încă vrei să promiți
În ciuda căderilor, în ciuda îndepărtărilor, în ciuda încăpățânării, eu încă vreau să merg cu tine. Tu pricepi, omule. Pocăiește-te și voi merge cu tine. Înțelege că fără mine nu poți să faci nimic. De ce vrei să te distrugi singur? Lasă idolii, lasă banii, lasă succesul. Eu îți voi da exact ceea ce ai nevoie. Am fost tânăr și am îmbătrânit, spunea David, dar n-am văzut pe cel neprionit cerșindu-și pâine. Așa e? De aceea, Doamne, vreau să mă rog în seara aceasta. Pentru cei care, Doamne, sunt aici, la fel ca evrei, poate că la un moment dat în viață au încheiat un legământ cu tine. Poate că la un moment dat în viață au pornit din Egipt împreună cu tine spre Canaan. Dar ispitele acestei lumi, Doamne, viței de aur, încăpățânarea unora, Satan și momelile lui, i-au îndepărtat. Și poate că sunt în seara asta aici astfel de oameni. Dacă vrei ca în seara asta tu, cel ce te numești pocăit, dar tu știi foarte clar că înaintea lui Dumnezeu de mult tu nu mai ești. Dacă vrei în seara asta să te reîntorci la El, să-i pui planurile tale la picioarele Lui, să-i pui viața ta la picioarele Lui, să-i pui inclusiv păcatele tale la picioarele Lui, să-ți ceri iertare și să-i spui: Doamne, nu vreau să plec în seara asta fără Tine. Dacă ești aici în seara asta și vrei să faci lucrul ăsta așa cum stăm în rugăciune, ridică o mână și fără rușine spune: Doamne, te rog, te rog, nu mă lăsa să plec de aici. Primește pocăința mea. Este cineva aici în seara asta? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uită-te cu milă și îndurare peste ei și binecuvântează, Doamne, pe cei ce aleg lucrul ăsta. Dar poate că ești în seara asta aici și vei spune: hei, eu niciodată n-am avut un moment în care să-mi fi predat viața în mâna lui Dumnezeu. Eu am auzit de El, eu am respect față de El, am chiar și o religie dacă mă întrebi. Dar n-am avut acel moment al predării în care să-i spun personal lui Dumnezeu: Doamne, vreau să trăiesc cu Tine. Vreau să trăiesc Tu în viața mea. Doamne, nu mă lăsa să plec de aici până ce nu mi-am predat și eu viața în mâna Ta. Dacă în seara asta vrei să faci lucrul acesta, Dumnezeu te va primi. Dar trebuie și tu să faci ceva. Și anume să-ți deschizi inima și cu curajul care vine din credința ta și sinceritatea ta să-i spui: Doamne, mântuiește-mă în numele lui Iisus, iartă-mă în numele lui Iisus, îmi predau viața în numele lui Iisus. Și apoi ridic o mână dacă ai făcut această rugăciune sau dacă vrei ca Iisus să te mântuiască în seara asta. Este cineva aici? Ridic o mână și spune: Doamne, și eu vreau. Este cineva aici? Știu că nu e ușor. Știu că n-am trecut și eu pe aici. Și aproape în fiecare evangelizare și Gabi știe, există două voci. Voci care vin ca un cor și îți spun: mai ai vreme. Amână. Nu-l băga în seamă. Ai tu religia ta, ai tu planurile tale. Lasă-l în pace. Și o altă voce subțire, simplă, smerită, care vine și spune: hei, tu știi că nu-i un om. Tu știi că dincolo de omul ăsta, indiferent care e el, Dumnezeu te-a chemat să-ți vorbească în seara asta. Tu știi că ai nevoie să te împaci cu El. Tu știi că nu poți pleca de aici fără Dumnezeu. Nu mai amâna. Ziua de mâine nu e a ta. Pleacă de aici în păcat cu Dumnezeu și lasă-L în viața ta. E vocea Duhului Sfânt. Te întreb în seara asta: pe care tu alegi să o asculți?
vocea firii tale sau vocea lui Dumnezeu. De aceea vreau să mai fac o chemare, o rugăciune pentru voi. Dar înainte de aia vreau să cântăm împreună ca și o rugăciune cântarea asta care spune așa: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât a suferi, cântarea mea va fi: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Ce-ar fi să cântăm această cântare? Ce-ar fi ca asta să fie rugăciunea ta în seara asta? Vreau lângă Dumnezeu să fiu, să fiu, oricât ar fi de greu, oricât ar fi de greu. Oricât aș suferi, cântarea mea va fi. Oricât voi suferi, cântarea mea va fi. Spune: Doamne, vreau, vreau lângă Tine, Doamne, lângă Dumnezeu, vreau să fiu, să fiu. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți pe îndepărtate căi, mai ales nopțile evoria când Dumnezeu vorbește. Unii dintre noi nici măcar nopți nu mai avem, fiindcă nu-L mai auzim vorbindu-ne. Și-am dea orice să avem pacea și liniștea și fericirea. Tot vreau să spun că fericirea o ai când fie că ești în vis, fie că ești în zi, tu vei glăsui și spui lui Dumnezeu: Doamne, Doamne, lângă Tine vreau să fiu, dar nu pentru o zi, nu pentru două, ci să fiu mereu. Poate că vei spune: Cristi, aș vrea, că tu habar n-ai câte slăbiciuni am eu în viață. Tu nu știi câte păcate am. Dragul meu, Hristos a murit pentru păcatele tale. Hristos îți dă putere, ți le poate ierta. Poate vei spune: Cristi, dar mă rog și mă rog și nu simt răspuns. Vei primi răspuns. Apropie-te de El. Cheamă-L în viața ta. Mai mult te înțelegi în harul lui ceresc. Spune: vreau lângă Dumnezeu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Hai să ne oprim aici. Doamne, vreau să mai fac o rugăciune în seara asta, după care vom încheia. Dar, Doamne, dacă în seara asta Tu ai vorbit unor oameni care știu că sunt aici și nu sunt la întâmplare, Te rog, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește-le și nu-i lăsa să plece de aici până ce nu vor lua o hotărâre pentru Tine. De aceea, dă-mi voie, Doamne, să mai întreb o dată: dacă totuși există cineva în seara asta care vrea să fie împreună cu Dumnezeu mereu,
acolo unde ești, cum stăm în rugăciune, ridică o mână și spune-i: Doamne, și eu vreau să fiu alături de Tine. Este cineva aici în seara asta? Tu ne cunoști inimile, Tu ne cunoști gândurile. Nu ne lăsa, Doamne, liniștiți până ce nu ne vom împăca cu Tine. Vrem lângă Tine, Doamne, să rămânem mereu, la fel ca Moise, în numele lui Iisus. Amin.